Ea, de la Puterea Dragostei, a transmis un mesaj Durandrei după ce a fost prinsă în fapt cu Bogdan Mocanu. Bogdan Mocanu și Bia, de la Puterea Dragostei, au fost surprinși împreună de camerele de luat vedere ale unei pensiuni. Împreună cu cei doi foști concurenți, se mai afla o prietenă bună a Brunetei și Jador. Dar doar câteva zile după ce s-a aflat că relația dintre Andra și Bogdan Mocanu nu mai merge deloc bine și că cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei au luat o pauză după o serie de certuri, un nou scandal a ieșit la iveală. Se pare că Bogdan Mocanu și-a petrecut noaptea cu Bia de la Puterea Dragostei. Alături de ei se mai afla o prietenă a frumoasei Brunete și Jador. După ce Andra a făcut un videoclip pe contul ei de YouTube prin care le-a explicat fanilor ce simte și care este situația dintre ea și Mocanu, Bia a venit cu o replică acidă. Fosta concurentă din Casa Puterea Dragostei a postat un vlog pe care ulterior l-a șters. Iată care sunt declarațiile Biei. Nu băgați în seamă răutățile unei persoane frustrate. M-a băgat în casă ca să-l denigreze pe Mocanu, să-l facă praf în fața mea. Andra, dacă îl iubeai așa mult, nu râdeai de el în fața mea, în lipsa lui. Și tu când erai singură și ai venit să-ți cauți jumătatea prin Haumude, cum facem? Înseamnă că dacă erai singură ți-o cu oricine, ai mentalitate de sat. Eu știu că nu-ți convine situația, dar nu eu m-am dus după nimeni, a spus Bia pe vlog. Înainte de acest vlog, pe care a decis să-l șteargă la doar 40 de minute de la publicare, Bia a mai publicat un mesaj în momentul în care a fost asaltată cu întrebările fanilor. Nu vreau să discut despre acest subiect, primesc foarte multe mesaje de la voi, când o să simt, o să ies să vorbesc, referitor la ce a apărut în mediul online, a scris Bia de la Puterea Dragostei pe pagina ei de Instagram după ce a primit zeci de mesaje de la fani.